Spectacolul de ieri a fost organizat de Asociația pentru Educația Romilor, Chetanes, de Grupul de Inițiativă pentru Incluziunea Socială a Romilor și de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Tradiției Populare. Manifestarea a fost dedicată Zilei Internaționale a Romilor, sărbătorită în fiecare an pe 8 aprilie. Asociația pentru Educația Romilor, Chetanes, împreună cu Grupul de Inițiativă pentru Incluziunea Socială a Romilor și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Tradiției Populare Giurgiu, a organizat un spectacol dedicat Zilei Internaționale a Romilor. Spectacol la care participă copii și tineri din județ și din municipiul Giurgiu. Pe această cale vreau să mulțumesc tuturor colaboratorilor noștri care au fost alături de noi și au răspuns afirmativ și participă cu noi în această frumoasă sărbătoare. Nu pot să doresc decât un călduros la mulți ani comunității de rom, dar nu numai, celor care asistă la acest spectacol desfășurat cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor și nu pot să vă spun încă o dată decât El Bachtalete, dătul meu del Budbach. Numai bine și fiți alături de noi, fiindcă suntem într-o schimbare totală și dorim să arătăm comunității giurgiuvene cel puțin că mentalitatea cetățenilor de etnie romă este toată într-o schimbare și vom veni și noi cu aportul nostru. Spectacolul a cuprins în special muzică și dansuri specifice comunității de romi, dar nu au lipsit nici interpretări ale unor opere muzicale celebre, la pian sau vioară. S-au remarcat cu preponderență dansatoarele îmbrăcate în costume tradiționale viu colorate. Pe scena fostei case a armatei au evoluat ieri copii și tineri din Giurgiu, de la Centrul Cultural Ion Vinea, de la Școala Populară de Artă și de la Școala numărul 10. Din localitățile rurale au participat trupe de dansatori și interpreți din Găujan și Ghimpați.